Fiul rătăcitor al Dăbuleniului s-a întors acasă. Mircea Joan a fost primit cu brațele deschise de alegătorii săi olteni, care i-au jurat fidelitate politică veșnică. Senatorul le-a ținut sătenilor un discurs emoționant și și-a anunțat oficial intențiile de a pune bazele unui nou partid. A lansat și un slogan, cei drept fără rimă, azi în Dăbuleni, mâine în toată țara. Așa, nu mă descurajați, că toată lumea acum sună la Sibiu, era la Maramureș, focul să mă ardă. Poate n-a ajuns primul om al României, dar va fi mereu primul om din Dăbuleni. Vestea că Mircea Joană vine să le vorbească s-a răspândit cu viteza murgului de rasă. Dis de dimineață, sătenii din patria pepenilor s-au strâns la sala de festivități a comunei. Să-l vedem pe domnul Joan, că ne pare rău de el ce s-a întâmplat. Suntem veniți aici pentru participarea pentru domnul Joană. Să-l susținem în postul de a fost. S-au pus pe el ca să-l dea jos. Noi îl susținem. Ca pe vremea lui Tudor Vladimirescu, oltenii s-au strâns în cete, sub conducerea primarilor. Cu câți oameni ați venit de la Mulțumesc? 200 de oameni. Primul cu pancarde? Primul cu pancarde, da. Ce scrie pe ele? Joană, PSD Mârșani. Confuzi, dar îndârjiți. Deși a rămas fără escorta SPP-ului, Mircea Joană a fost primit la Dăbuleni ca un star rock. În fața sutelor de săteni, senatorul Mircea Joană și-a exprimat mâhnirea. O radiografie a politicii și a societății românești care l-a atins pe alegătorul din Dăbuleni direct în suflet. Dar ceea ce este cel mai grav lucru, mai grav decât economia, este această stare de descompunere în societatea românească. Printre rânduri, Mircea Joană a pomenit și de o nouă structură politică. Nimic concret. Important e că oamenii au înțeles mesajul. Din discursul lui domnul Joană am înțeles niște lucruri foarte, foarte bune. Deci adică o trădare de oameni răi la suflet. O să trăim mai bine dacă votăm PSD-ul. Suntem toți PSD-iști. Da. Da, suntem PSD-iști. Ne place. Ne place. De ce te râzi, mă? Un singur om pare să fi înțeles exact mesajul lui Joană și l-a tradus pentru săteni. Transmit oamenilor din PSD care vor să candideze în colegiul domnului Joană, n-am nicio șansă. Îl votați pe cineva, mă? Nu! Pe cine votați? Pe domnul Joană? Joană! Lumea asta! Școala este ring de...